Complexul energetic Oltenia trece printr-o perioadă dificilă din toate punctele de vedere. Vânzarea de energie este condiționată de consumul de la nivelul țării și de vreme, dar mai ales de piața de energie, unde energiile regenerabile au câștigat teren în ultimii ani. Compania nu doar că se confruntă cu o criză în ceea ce privește vânzarea de energie, ci și cu probleme legate de exploatare. Unele cariere nu au front de lucru, cum este situația unității Jilț Sud, iar altele cu probleme legate de respectarea normelor de mediu. Este și cazul carierei Roșia, care asigură materia primă pentru termocentrala Rovinari. Complexul energetic Oltenia a fost somat de autoritățile de mediu pentru a muta depozitul de cărbune al carierei Roșia. Depozitul a fost amenajat la înființarea carierei chiar în vecinătatea blocurilor de locuințe și poluează de zeci de ani din toate punctele de vedere. Responsabilii cu mediul au stabilit că este imperios necesar ca acest depozit să fie mutat. Complexul energetic Oltenia trebuie să mute depozitul de cărbune al carierei Roșia, care este amplasat în Rovinari, în apropierea blocurilor. Asta după ce comisarii de medie au stabilit că praful și zgomotul produs prin funcționarea acestuia afectează populația din zonă. De altfel, depozitul de cărbune trebuia să fie mutat încă de la finalul anului 2015, atunci când compania a avut termen de conformare. Pentru că nu a respectat acest termen, complexul energetic Oltenia a fost amendat de comisarii Garda de Mediu Gorj. Complexul energetic Oltenia nu a respectat termenul, respectiv 31 decembrie 2015, pentru mutarea depozitului, astfel că societatea a fost amendată cu suma de 50.000 de lei de comisarii Gărzii de Mediu. Locatarii din zonă au făcut mai multe reclamații la Garda de Mediu Gorj, nemulțumiți fiind de zgomotul produs de instalații, dar mai ales de praful produs de depozitul de cărbune. La începutul acestui an a fost un val de reclamații cu privire la acest depozit de cărbune. El creează disconfort fiind amplasat chiar la marginea orașului Rovinari. E vorba de praf, e vorba de zgomot pentru cetățenii care locuiesc în blocurile vecine. Operatorul economic avea obligația ca până la sfârșitul anului 2015 să își mute acest depozit de cărbune, fiind chiar în intravilanul orașului Rovinari, lucru care nu s-a întâmplat, drept pentru care Garda Națională de Mediu a dispus măsuri coercitive în consecință, a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 50.000 de RON la sfârșitul lunii februarie, după care a notificat emitentul autorizației de mediu în speță Agenția de Protecție a Mediului în vederea plecării procedurii de suspendare a autorizației de mediu. În acest sens, Agenția de Protecție a Mediului a emis o notificare prealabilă cu termen de 60 de zile pentru ca operatorul economic să își elimine neconformitățile constatate, în speță să înceapă lucrările de mutare a depozitului. În luna aprilie acestui an, sute de rovinăreni au protestat în stradă, nemulțumiți fiind de faptul că cei de la complex tărăgânează mutarea depozitului de cărbune al carierei Roșia din zona locuibilă. Protestatarii au purtat măști de protecție pentru a-și arăta astfel nemulțumirea legată de aerul poluat în care sunt nevoiți să trăiască. Sute de rovinăreni au protestat, cerând mutarea depozitului de cărbune al carierei Roșia. Complexul energetic Oltenia a răspuns atunci printr-un comunicat de presă, spunând că investiția este în derulare. Protestul a fost organizat de Asociația pentru Rovinari, condusă de Robert Filip. A fost prima acțiune de acest fel făcută în orașul Rovinari și m-aș bucura foarte mult de mersul pe care l-am făcut noi, Coaliția pentru Rovinari, să se poată face și în celelalte zone, în Motru, în zonele afectate, în Fărcășești, în Negomir, pentru că toți au beneficiat de dezavantajele mineritului. Și am hotărât, întâlnindu-ne cu membrii de sindicat și cu oameni din societatea civilă, oameni simpli, să facem aceste coaliții și să avem ca demersuri, protejarea mediului înconjurător, susținerea locurilor de muncă și îmbunătățirea calității vieții. Primul demers pe care l-am avut a fost un marș, un meeting pașnic, la care, spre surprinderea mea, am participat în jur de 7-800 de oameni care au mărșeluit efectiv pe străzi fără să deranjeze, pentru susținerea locurilor de muncă și pentru mutarea acestui depozit. Cert este că acest depozit le creează acestor oameni niște greutăți extraordinare. Avem foarte multe cazuri de bolnavi de plămâni, oamenii nu pot să-și spele rufele, oamenii nu pot să-și un aer curat. Este groaznic din acest punct de vedere, pentru că nu cred că îndeplinim ca și norme nici măcar 1% din ceea ce ne impune Uniunea Europeană. Este prea aproape de locuințele cetățenilor? Este la 30 de metri de bloc. Este inuman ca acești oameni să șteargă praful de 10 ori pe zi. Acest praf se depune în casele lor, pe mesele lor, pe plămânii lor. Și atunci ne-am hotărât să facem acest demers. În urma acestui demers, pentru prima dată, Complexul Energetic Oltenia ne-a dat un comunicat
o hârtie scrisă, prima hârtie scrisă de acest fel, prin care ne-a spus că la 31 decembrie se mută acest depozit, la 31 decembrie 2016. Este prima hârtie scrisă față de alte vorbe care au fost în vânt până acum. E praf mult. Praf când noi stăm, de fapt eu am garsoniera înspre bandă, înspre depozit. Și vă spun, praful trebuie zilnic. Curățenie, sunt bolnavă, sunt operată. Asta, dacă n-ar fi praful ăla, sunt operată acum la ochi. Mi-a pus cristal și mi-e foarte greu că, uite, a început iar să-mi lăcrimez din cauza prapului. Mi-a spus să mă ferez de praf. Este foarte poluat, din cel puțin ca și amplasament. Se știe foarte bine, nu mai e cazul să mai vorbim pentru ce protestăm, de ce, pentru că cel puțin în zona mea unde locuiesc, zilnic este o pătură efectiv de praf, de cărbune. Suntem de acord cu mutarea circuitului de benzi mult mai departe de oraș. Este foarte poluat, ales pentru copii. Dimineața nu mai spun cât cărbune este pe geam. Ce să facem? Să da, mai ales. Cum ne scoți afară, imediat să pun. Ce să facem? Foarte greu. Mai ales cu copiii, cum respira aerul poluat. Praful ăsta, dacă n-ar fi, ar fi cel mai bine. Dar e praf. Trebuie făcut ceva să nu mai fie praful în urmă. Păi, totuși se ocupe cineva să nu mai polueze atmosfera asta din Rovinari. Poluare! Nu vedeți ce e aici, ar mai cărbune, nu putem să respirăm. Pentru asta protestăm. Vrem un oraș curat și nepoluat! Vrem un oraș curat și nepoluat! După amenda aplicată de comisarii de mediu, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Goj au transmis companiei energetice în luna martie acestui an o prenotificare de suspendare a autorizației de funcționare pentru depozitul Carierei Roșia. Conform documentului, compania a mai primit un nou termen de conformare pentru a reloca depozitul de 60 de zile. În luna martie a fost emisă notificarea privind realizarea unor lucrări restante din programul de conformare al autorizației de mediu. Această notificare a avut un termen de 60 de zile în care operatorul era obligat sau este obligat să se conformeze anumitor aspecte legate de mutarea depozitului. De fapt, în această constă măsura din autorizația de mediu. După cele 60 de zile, conform legii protecției mediului, se va proceda la notificarea de suspendare a autorizației de mediu, care se suspende pe o perioadă de 6 luni, perioada în care operatorul nu va trebui să funcționeze cu depozitul din Roșia. După protestul de la Rovinari, compania a transmis într-un comunicat că reamplasarea depozitului de cărbune de la MC Roșia este una dintre investițiile prioritare de mediu derulate de companie, ce va fi finalizat în acest an. S-a renunțat la amplasamentul stabilit inițial din cauza blocării negocierilor cu proprietarii de terenul pe care urma să se realizeze noul depozit de cărbune și s-a hotărât repoziționarea depozitului pe un alt teren, proprietate a UMC Roșia. Pentru construirea depozitului de cărbune pe noul amplasament au fost obținute certificatul de urbanism de la primăria Fărcășești, avizul de la primăria Rovinari, decizia de încadrare eliberată de APM Gorj, autorizația de construire liberată de primăria Fărcășești. Procedura de achiziție a lucrărilor pentru amenajare depozit de cărbune nou pentru Cariera Roșie a fost demarată în decembrie 2015, a transmis administrația CE Oltenia în data de 17 aprilie. Acum, în luna iunie, reprezentanții Complexului Energetic Oltenia spun că se tem să mai avanseze un termen pentru relocarea depozitului de cărbune al Carierei Roșia, explicând că licitația pentru desemnarea constructorului a fost contestată de 3 ori, ultima contestație fiind depusă recent. Precizăm că pentru atribuirea lucrării a fost publicată invitație de participare în SEAP în noiembrie 2015. Data demarării procedurii a fost condiționată de obținerea autorizației de construcție, întârzierile fiind cauzate de lipsa titlurilor de proprietate pe anumite suprafețe de teren.
Au depus oferte 5 operatori economici și au fost formulate 3 contestații. O contestație la documentație și 2 contestații la comunicarea rezultatelor evaluării procedurii. Ultima contestație a fost depusă în această lună. Prin urmare, în acest moment nu putem avansa un termen de finalizare a lucrărilor. Astfel stând lucrurile, termenul de conformare stabilit de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj nu a fost respectat din nou. Începând de săptămâna viitoare, Cariera Roșia nu va mai putea depozita cărbunele la depozitul din zona blocurilor, au anunțat responsabilii cu mediul. Astfel, cărbunele extras de la Cariera Roșia ar putea ajunge în termocentrală doar dacă va fi transmis direct pe banda transportoare, fără a mai fi depozitat ori dus cu autospeciale la unitatea energetică. Astfel, cea mai fiabilă termocentrală a complexului energetic Oltenia ar putea avea de suferit din cauza nerelocării depozitului de cărbune al Carierei Roșia. Măsura prevedea mutarea acestuia. În caz că nu este mutat și se dorește funcționarea lui în continuare, așa cum am menționat, notificarea de suspendare spune sau prevede că nu are voie să funcționeze cu depozitul de cărbune. Operatorul este obligat să-și caute soluții alternative, adică transportul direct în centrală, cu benzi, cu CFR-ul, cu auto, este problema lui să se descurce. De când se va suspenda activitatea depozitului? Notificarea va fi realizată în cursul săptămânii acestea și va fi comunicată prin poștă cu confirmare de primire. Practic nu mai poate funcționa acolo depozitul de cărbune. Da, în condițiile actuale, depozitul Roșia nu mai poate funcționa așa cum este el prevăzut și amplasat și fără măsuri care să diminueze atât nivelul de zgomot cât și emisiile de pulberi. Comisarii de mediu s-au cam sucit acum și contrazic oarecum spusele celor de la APM Gorj. Urmează ca în perioada imediat următoare Garda de Mediu să facă un nou control împreună cu Agenția de Mediu, în urma căruia vom stabili dacă vom continua procedura de suspendare a autorizației de mediu. În speță, legislația spune că în acest caz, dacă nu se conformează în cele 60 de zile, autorizația de mediu se suspendă pe perioada de 6 luni. Dar care este situația? Nu s-a știut că în zonă sunt blocuri sau nu erau blocuri atunci când s-a realizat depozit? Este un depozit vechi de pe vremea lui Ceaușescu, așa s-a gândit atunci strategia minieră cu depozitul la marginea orașului. Între timp, locuințele au avansat în zonă. E firesc să producă disconfort. Complexul energetic Oltenia știa de această măsură. Este o măsură pe care ei și-au propus-o și termenul și l-au propus, însă datorită numeroaselor reorganizări și schimbări de șefi, această măsură nici măcar nu a fost începută la sfârșitul anului trecut. Autoritățile locale din Rovinar spun că problema trebuie rezolvată cât mai repede. Compania a anunțat autoritățile locale din Rovinar că va muta depozitul până la sfârșitul anului 2016. Comisarii de mediu însă au cerut ca această relocare să se producă mult mai devreme. Rovinărenii care locuiesc în blocurile din apropierea depozitului de cărbune spun că s-au îmbolnăvit din cauza prafului produs de instalații. Vă afectează depozitul de cărbune? Da, ne afectează foarte mult, în primul rând și cu copiii, că acum nu e pornit. Seara când se pornește sau când au programul lor de funcționare, se vine valul de praf, în casă nu poți să ții un geam deschis, praf, și ce praf? Este un praf cu un fel de puf, parcă ar fi în continuu scamă, nu știu, deci nu pot să vă explic, oricum este foarte rău. Deci în momentul în care ai și un copil de crescut, și mizeria, și praful, și microparticulele, că praful conține, deci cel ce se vede, dar ce nu se vede... Sunt oameni care s-au îmbolnăvit din cauza zgomotului a prafului? Sunt copii care au avut alergii și au trebuit să plece de aici, din oraș, din cauza cu prafului. Nu au putut să i-au dus la țară, deci nu se poate. Am cunoștințe, rude n-aș putea, dar cunoștințe care au plecat datorită copilului. Făcea desărăcel și a făcut alergie și nu mai suporta, deci nu putea să-l scoată. Cum îl aducea? Acum dacă e la țară și îl ține la țară, e bine... Mersi, cum îl aduce aici, cum imediat. De cât timp vă confruntați cu această problemă? Păi da, părinții mei au venit aici din 89, deci locuiesc aici și automat că de atunci. Trebuie mutat? Da, trebuie mutat. Mi se promite asta de, cred că 10 ani, de când știu eu pe puțin. De când știu, 10 ani sunt.
în fiecare an aceeași probleme. O să-l mutăm, o să-l mutăm. Acum să vedem ce o să rezolve. Locuiți aici în zona? Da. Cum vă afectează depozitul de cărbune? E praf? E praf. Și zgomot, dar ce să facem, ne-am învățat, nu avem unde în altă parte. N-aveți încotro, aici aveți locuință? Da, da. Rufele se murdăresc când le puneți? A, și normal, da, nici nu se poate discuta de... Oamenii s-au îmbolnăvit? Nu știm cazuri, dar vă dați seama. Și care lucrează acolo sunt bolnavi, dar păi noi care suntem pe aici. Da? Vreau să-l mute? Sperăm. Sperăm de vreo 7-8 ani, da. Nu s-a întâmplat lucrurile. Nu s-a întâmplat. Chiar și salariații complexului consideră că trebuie luate măsuri pentru relocarea depozitului de cărbune. Este praf. Noi nu putem să deschidem ușii, geamurile, inclusiv dimineața. Se depune praf în casă și aerul e poluat. Chiar dacă sunteți angajați al companiei, locuiți aici în zonă și vreți să fie un aer curat. Da, da. Chiar să mute depozitul de aici și să avem și noi cel puțin să fie aerul mai curat. De cât timp e situația aceasta? Sunt de ani de zile. De ani de zile. Reprezentanții Asociației pentru Rovinari au lansat un avertisment la adresa conducerii complexului energetic Oltenia. Eu nu pot să garantez pentru ei, dar pot să garantez că dacă nu vor respecta aceste termene, îi vom amenda și noi ca primărie, vă spun asta pentru că după 6 luni o să fiu primarul Oașului Rovinari, și Garda de Mediu, care tot timpul i-a amendat frecvent pe acești oameni care nu au respectat termene privind protecția mediului. Dacă după cele 6 luni în care depozitul este oprit, complexul energetic Oltenia nu va amenaja un nou depozit într-o zonă nelocuită așa cum s-a angajat, va trebui să demoleze efectiv depozitul din zona blocurilor și să ecologizeze zona. În caz că nu se conformează cu mutarea depozitului, operatorul va trebui să solicite obligații de mediu pentru reconstrucția ecologică a acelui amplasament. În cazul în care nu va solicita și nu va dori să-și reabiliteze amplasamentele respective, aceste, să spun, fapte constituie contravenție din punct de vedere al protecției mediului. Deci Garda Națională de Mediu va trebui să aplice sancțiuni în momentul în care nu dorește să se conformeze și nici să-și respecte obligațiile pe care le prevede legea mediului de a reabilita terenurile pe care le-a utilizat și care va trebui să fie redat în circuit economic, fie agricol, fie silvic, fie altă destinație. Practic e obligat să demoleze depozitul. Da, sigur, pentru că măsura prevede clar mutarea depozitului, da, deci îl mut într-un alt amplasament pentru care a fost emis acord de mediu, un amplasament departe de zonele locuite, deci din punct de vedere al distanțelor s-ar încadra în normele legale, iar amplasamentul existent, el trebuie dezafectat și supus operațiilor de reconstrucție ecologică, așa cum am menționat. Compania va trebui să mute și un alt depozit de cărbune, cel de la cariera Pinoasa, pentru că în zona în care acesta funcționează sunt locuințe, dar și pentru că respectiva unitate își extinde activitatea spre nord, iar depozitul ar fi prea departe de zona de extracție. Asta e depozitul rovinar existent, da? Care a constituit obiectul măsurii din autorizația de mediu. Asta este depozitul actual al lui Pinoasa, în care vine și livrează direct cariera Pinoasa. Ăsta, deci, trebuie mutat într-un amplasament nou, mai departe de case, pe zona de aici. Și aici mai avem depozitul carierei Tismana, pe zona de aici. Și aici vine mutat depozitul carierei Pinoasa, pentru că se va dezvolta pe zona de est, nord-est, și atunci este mai economic să amplaseze nou depozit arderea pe zona de aici, pentru că este mai aproape de centrală și de depozitele existente. Avem depozitul de nord al termocentralei și depozitul carierei Tismana. Și atunci aici apare și depozitul carierei Pinoasa, vor fi cele trei depozite care pot să deservească termocentrala pe partea de nord. Pe partea de sud va rămâne depozitul cel nou al Roșia, mutat undeva parte de locuințe și de blocuri. Nu
Lucrările de relocare a depozitului de cărbune Pinoasa sunt avansate, iar cei de la complex spun că vor fi gata până la sfârșitul anului. Executantul lucrărilor, care a câștigat licitația în urmă cu 4 ani, este Steffi Company, societatea deținută de partenerii de afaceri ai fiului fostului manager al companiei energetice Laurențiu Ciurel. Lucrările vor fi realizate până la sfârșitul acestui an. Întârzierile au fost cauzate de nefinalizarea procedurilor legale de cumpărare a terenurilor aferente gospodăriilor din perimetrele respective. Executantul este firma Steffi Company SRL. Procedura de atribuire a fost derulată în cursul anului 2012 la nivelul fostului complex energetic Rovinari și a fost transparentă, concurențială, cu publicare în sistemul electronic al achizițiilor publice în SEAP. Este destul de clar că mutarea depozitelor de cărbune nu se poate face de pe o zi pe alta, însă în aceste cazuri este vorba de neimplicare și dezinteres, pentru că aceste probleme se cunosc de ani buni.